Salutare la toți! Bună dimineața! Pentru cine dimineața, pentru cine seara? Este jumate la 12 seara. Eu acum m-am trezit, am dormit câteva ore. Pentru că ne pornim la drum. Și am hotărât să ne pornim de data asta noaptea. Să trecem România noaptea. Bulgaria ziua. Și seara. Să ajungem în Grecia, în Thessaloniki. Să dormim acolo, pe urma a doua zi să ne pornim în Atena, de acolo să luăm vaporul și pe Rodos. Mergem noi în Grecia pe 3 săptămâni, să ne vedem neamurile, rudele, mamele, mătușele, surorile și să odihnească și copiii. Pregătirile merg în toici. Da, asta s-a făcut în câteva ore, ca întotdeauna la noi. Parcă la mare înducem și... Nu, avem multe lucruri de... Salutare! Cadouri, dulciuri, bunătăți! Astea da. Nu sunt noastre cătăte, astea nu sunt noastre. Și eu două perechi de kilos mi-am luat și... Nu ți-ai luat tu nimic chiar! Eu ți-am un tricou. Salut, Alex! Salut! Ne pornim prima dată noaptea! Ariana, salut! Salut! Unde spui tu? Dar și ți-ai luat acolo, Ariana? Acolo jucării. A, jucării? Iar să mă ajut cu o leduță. Da! Cu leduță! Afară, că așa e liniște noaptea și acum tuna. Tuna și cred că o să plouă. Da. Pe noi nu ne sperie asta. Pe Miuța am lăsat-o la mama. Și acum 3 săptămâni nu poate să rămâi singură. Cu toate că are mâncare și apă, dar nu putem să o lăsăm noi 3 săptămâni singură. Voi sunteți gata, da? Da, eu sunt gata. Ok, bine, acum și strângem și noi lucrurile. Nu simteți parcă îmi duci mai cu avionul? Mhm. Îmi duci în cu Nu, cu mașina, cu mașina ne ducem. Și apoi cu vaporul. Și apoi cu vaporul. Și... Da, și să dormim în cabine. Așa e aproape jumate la 1. Noi ne-am îmbarcat. Așa, valize. Am luat și drona, așa, laptopul, camere, baterii, covrigei de mare, totul este. Pălăria mămicăi, tot este. Aici Ariana, salut! Ești gata? Aici Alex. Ui, pierna! Tot bine, Alex? Și aici mămica. Salut! Ești gata? Da, ciorăpiei, că tot timpul eu sunt friguroasă la drum. Cerapei și în șlac. Alex întreabă câte ori o să facem. Câte ori o să facem? Uite câte ori o să facem. Până la hotel în Thessaloniki. Asta sunt 15 ore jumate. Fără vame. Ne-am pornit să pornim și ploița. Ne-am pornit împreună cu ploaia, știi? Da, am trecut ținit. Ploaia am trecut în România. Mașini puține. 12 jumate noapte. Ați fost și ziua așa, super. O, piatră. Da, poița. Deci două minute am stâns camera și aici nu plouă deloc deja. Interesant. Am ieșit vreo 30 km în Mișna. Și deja mi-e de foame. Și ne apucăm de mâncare. Copii acolo au dormit amândoi. Le-am pus pernuțe la spate, în văliță. Am luat pâine și cărnați de salam, care îmi place nou, și doctorski. Eu o să mănânc doctorski. Și Costin a luat și poamă. Și castraveță. Și castraveță. Și gata. Tot cu mare. Ploaia când este, când noi. Și mai... Țărțără mai burează, mai trage câte o șuvoie așa mare. Ne apropiem de vamă, dar mai avem până la vamă și tirurile deja stau în rând aici. Da. Sunt ei, câteodată stau și cu zilele. Ne apropiem de vamă. Aici am două rânduri, da, forele. Рынд,
la noi mare. Așteptăm. Și s-a deschis aici, aveam asta mare. La întoarcere, să trecem pe aici. Cred. Ești frumos. Foarte frumos. Sau poate pentru autocare. Patinca e doar pentru autocare și rute. Știi? De-astea. Da, super. Ora 2:10, să vedem cât o să așteptăm aici. Pentru așa o oră, eu m-am așteptat să fie mașină. Păi închipâți ziua ce să faci. Da. Moldova am ieșit, am stat jumătate de oră, fix jumătate de oră. Și acum intrăm la români. Fix aceeași situație, furile. Și aici, da, stau. Să vedem la vamă cât o stăm. Da, dar nu sunt mulți, aveți? Știi că se începe de aici, câteodată, rândul. Da, uite, e gol. Da, da, e bine. Lucrează repede. Ha, pe asta din stânga. A trecut 5 minute foarte repede de data asta aici. Prima dată în România așa repede treci. Mereu treceam mai repede în Moldova. Da. Și aici era mereu rând. Poate că acum lucrează Moldova mai greu, aici lucrează mai repede. Da, da. Sau lucrează tot așa, dar reușesc. Reușesc, poate că sunt mai multe, da, nu, că sunt două ghișei deschis. Da. Este 7:30 dimineața și suntem pe cercul ăsta la București. Și uitați-vă, și multe mașini. De dimineață. Interesant, pe la ce oră să începe, da? Cred că pe la vreo 6:30, 6, cam așa. Da, 7:26. Multe mașini. Aici mai pe scurt fac podurile astea și ne rotim. Conjurăm podul, da, merge foarte greu pe aici. Da, dar când ați termine, să fie super. Uite, cu ce picere, nu ați cu poduri. Da. Mai încă două poduri aici. Mergem încet, încet. Și așa tot un cerc, și acolo așa un cerc mare, să fie. Să-l îmbraci cu beton. Ieșut pe alt drum, și aici fac. Și aici fac drum. Am ajuns și pe podul ăsta care trecem în Bulgaria, Dunărea, da? O trecem tot timpul. Dunărea scrie, Dunărea. Ce-i Dunărea? Jumate pod. Bulgaria e jumate România. Și acolo păsări. Și acolo păsări, da. N-am mers mult și am ajuns. O să ne spele acuși mașina, dar mă uit că e rândul foarte mare. Niciodată n-a fost așa mare rând. Să-i minte tot timpul. Nu s-o speia, s-o dezinfectez. A, a s-o dezinfectez. Nu ca un fel, da. Oricum o spală ceva. Anticar COVID. Și vedem cum treci, că sunt multe mașinuți și nu-i doar un rând. Sunt foarte multe. Dacă se începe de aici rândul, avem de așteptat. E 9:10, să vedem cât stăm aici. Gata, am trecut vama. Cât am stat, tăticu? Dar la ce oră ne-am? La 9:10, Matin. Jumătate de oră. Jumătate de oră. Ok. Da. Bă, dar prima dată așa greu la Bulgari. Da, da, într-adevăr. Mergem să ne alimentăm, să cumpărăm vinietă. Mă tinc la ei aici, da, da, vinietă. Și mergem înainte. Am intrat în Bulgaria, am ieșit de la vamă și mergem deja a doilea kilometru. Kilometru jumate și e rând mare, furile au închis și mașinile. Tragedie. Oamenii care se întorc acum, jale mare. Prima dată văd așa ceva. Da. Se închidă furile, mașinile, adică... De aproape 2 km și încă e... Încă este rând mare. Și încă, da, e mare, nu se știe până unde e. Sărași oameni. De obicei furile se parcau pe dreapta și mașinile mici treceau, dar deși acum s-au parcat așa... Haotic. Mai pe scurt update, a 6-lea kilometru.
Și încă stau în rând. Încă i-am putut iau 6 km până la vamă. Îți închipă cât au de așteptat. Dacă aștia cu furile de prins, dar oamenii cu mașinile. Aici văd că s-au mai rărit mașinile. Da, până la 4-lea kilometru erau mașini mici. De la 4-lea în sus, deja e ca numai tiruri. Aici pe pod stau încă tiruri. Stau, aici deja e 8-lea kilometru. Deci la Moldova nu a fost așa mult. Da, 8 km. Coada s-a terminat, 8 km. Da. Numai ce am apărut în vamă. Da, am ajuns la vama Greciei. Nu sunt multe mașini, eu nu cred că stă mult. Da, aici merg repede, cred că vreo 10 minute maxim. Vedem. Și Grecia. Sergiu a înțeles că e căldură, că a ieșit la Pecoș, s-a alimentat și da, a spus că cald. 37 de grade, ia uite, 37 da, de grade. Da, e foarte cald, într-adevăr. Și astea de Saloniki, dar în Atena acolo și mai cald trebuie să fie. Trebuie să fie 40, așa? Pe Atena. Da, că sunt clădiri și beton în oraș, trebuie să fie mai cald, foarte cald. E așa e august, da? Da, e august cald, așa, dar Pirotus este o parte din insulă unde e Lindos, unde încă mai pietroasă și acolo se ridică până la 50 de grade. Acolo chiar te topești. Las că acuși ajungem. E soare, prima dată ajungem așa ziua în Tesalonic să ne cazăm, așa? Mereu noaptea ajungem. Da, e că ne-am pornit la 12 noaptea, 12 jumate și acum e 4 jumate. Cât a făcut? 16-17 ore. Cu vanele. Păi, dar înainte ne ducem straight în Atena. Și da. Erau 23 de ore, fără opriri, dar e... Foarte obositor, nu se merită. E obositor deja, dar eram și mai tineri atunci. Avem curaj mai mare. Da, asta... 1700 km până în Atena. Dar așa, aici, 1150, să ne cazăm, să dormim. E bun, e bun. Să ne odihnim și mai dimineață deja mergem în Atena. Și am intrat în Grecia, nici 10 minute n-am stat, trecut foarte repede. Și, peste o oră ajungem la hotel și... Am ajuns la hotel. Ne-am parcat, vrem hotel Perinthos se numește. Nu știu, acum și ne ducem înăuntru să vedem ce e cu el. Vrem să vedem dacă găsim aici ceva mâncare. Să mâncăm, dacă nu, să ne ducem în oraș. Aici e zona de odihnă. Așa, noi pe noapte am luat. M-a chitat foarte ieftin, 60 de euro pe toți patru. Și hotelul arată foarte bine, adică recenzii foarte, foarte bune are. A ce miroase? Bazin. A bazin? Păi eu ce bazinul e acolo. Da, dar nu dacă se termină, haideți să putem. Haideți să facem check-in-ul și întrebăm și de mâncare, să vedem ce cu mâncare aici. Noi tot drum am mâncat tartine. Da, e cald. Și seara. Și la noi priveliștea să fie, cred că, în spate. Eu, dacă am luat cel mai ieftin, că am crezut că să ajungem pe la 12 noaptea și doar să dormim și la 7 dimineața să ne pornim. Drept în bar, nimeni. Drept în bar, reception bar. A, nu e ca recepție aproape. Da. Ia sas? Ia sas. Acum cani mi-a crezut. Alex, parcă numai ce s-a trezit. Fresh, fresh. Da. Ariana acum s-a trezit. E de tot arată fresh. Da, bine arată. Nu știu, 1, 2, 3, 4. Da. Nu suntem, ogo, ce lungă și. Nu suntem cu... Nu suntem cu privire la bazin. Băi, super, iaca. Important că curățel. Unim, cred că noi tătic. 60 de euro e super. Da. Și internet este. Stai, deschidem. Uite, în spate, ok. Ei, poate nu mare. Merge. De-un duș. Super, super. Merge. Duș să facem de seară. Săpun este, prosoapă sunt, fen este. Super. O să ne unim
eu cu Ariana, cred că Alex și tu, știi? Da, le unim și probleme. Miros așa proaspăt. Mulți scriu că pentru tranzit e super hotel. Pentru că lumea aici vrea să doarmă și poate să mănânci ceva. La noi bazinul nici nu era în plan, dar copiii de acolo văzut, de-amă, ne ducem și la bazin. Da, hai să mâncăm și ne ducem la bazin. Bine? Haide, mai pe scurt am venit, noi să mâncăm. Eu mi-am luat o berie, familia sucuri. Am luat o salată țărănească, hordiatic, ce se numește. Grecească. Grecească, da. Salată grecească și țărănească. La dânsă hordiatic înseamnă țărănească. Și am luat două claburi și la copii niște nughete și cartofi. N-am luat mult, că să ne ducem la bazin, să nu va fi greu. Bună? Și foarte gustos. Poftă mare. Alex și Ariancic. Nu le place deloc. Amic aici relax. Nu a fost în plan să venim la bazin, dar dacă copiii au vrut așa de tare, am venit jumătate de oră, că acuși se închide aici. Și ne ducem sus, ne băiem, să ne odihnim, că mâine dimineață avem făcut încă 500 de km până la Atena. Bună dimineața, noi ne-am trezit, am dormit multe ori. Duș. Și ne pornim spre Atena. Ne pornim spre Atena. Ieri ne-am plucat pe la 10 și ne-am trezit azi la 8, nici nu ne-am clintit noaptea. Și azi e bucuros, azi facem 5 ore, nu 15 ore. Da, mai avem încă 5 ore, încă 500 de km și deci drumul e bun. Până dimineața. Bună dimineața! Ariana, cum ai dormit? Bine. Alex, tu? Bine. Bine. Alex s-a mutat de pe un pat pe altul. Da. Ce-a făcut noaptea asta. Eu am dormit acolo singur. Alex acolo s-a culcat, dar dimineața s-a trezit aici. Ariana, îți vopsești. Tu încă nu ți-ai spălat fața și îți vopsești buzele? Are 18 ani. Am luat și frappe de dimineață, foarte gustos. Frappe-ul e frappe. Mai cumpărăm cafea din Grecia, că s-a finisat la mașină. Da, dar e foarte gustos. Cafea gheață și apă, dar e foarte gustos. Da, părinților le plac. A, super. Lumea aici savurează cafeaua cu țigări de dimineață. Așa la aer curat și liniște. Este o leac de miros ca în Grecia, așa ți? Da. Și eu ca în Grecia, ca pe Rodos. Să ne răcoare, știi? Da, Ariana, vrei să ducă valiza? Poți, Ariana? Și vrea să-mi permit să ajut. Об дименяца да ще кал, да? Кома се видим по дрому, где вас не опрем, сулам врю теропиту чава. А что фел ги плачин таку брынзы ла ей, да фарти густос. Куспанак сун, густос. Да, дименяца фарти густос. Куспанак, да, шку брынзы ку фет. А вим ж тречер дестя... Такси ди друм. Такси ди друм. Мулти дестя пына ла тена сврю шапти опт. Eu am întrebat vreo 4. Eu aici strâng. Și la fiecare trecere ca plătim câte 2-3 euro. Calmera. Calmera. 2,20. 2,20 aici. Dar sunt și cu 1 euro, sunt și cu 4 și cu 5 euro. Și cu 50 de bănuți mătim. Și cu 50 de cenți. Nu știm dacă s-au schimbat prețuri de anul trecut. Și azi vedem. Cea mai scumpă trecere a fost 4,20 anul trecut. Dar interesant, aici vezi, plătești drumul într-un fel, aici vinetă nu-i. Da. Chiar ca să intri în Grecia, vinetă nu-i aici. Aici doar achizi drumul, pentru că și grecii care merg, e tot achită. Deci doar achizi drumul, ia ca cu Diodia, cu trecerile astea, din Maia Thessaloniki până în Atena. Dacă nu dorești, știu că este alt drum mai rău. Este de țară, dar trebuie să înconjori și faci și mai mult timp. Da. Da, așa că intri în Grecia, aici nu trebuie să cumperi vinetă, ca în România și în Bulgaria, acolo care costă 3,50 euro. Da, te costă mult mai scump deja aici. Pe trecerea asta. Da. Dacă vii în Thessaloniki, de exemplu, la mari, nu plătești... Vreo 2-3 euro. Acolo e doar unul. Da, două, am plătit vreo 4 euro. Vreo 4 euro, dar iarăși plătești pe drum, nu pentru treceri. Nu pentru țară, că intri în țară, da. Pe drumul foarte super, până în Atena. Foarte mult de celelalte drumuri care trecem. Da, până în Atena așa. Noi acum vorbim cu Cristina, dacă să fie așa un autoban până în Moldova, noi am face că din Moldova, Grecia, 9-10 ori. Că aici limita e 120, 140.
650 este. Îți permite drumul de astăzi. Îți permite, da. Acum e 120 limita. Dar aici nu stă poliția deloc, adică... Nu știu, și parcă-i înțelegătoare poliția și... Anul acesta foarte mult la Bulgaria am avut poliția. Am întâlnit așa de mult. Da. Niciodată nu am văzut așa de mult poliție în Bulgaria. Deci în Bulgaria acum se face un autoban nou și acolo limita e 140. Foarte super, tot așa bun, mare. Dar doar o treime din tot drumul nostru, din Bulgaria. Restul așa e drum... Răușor. Răușor, da. Este așa de țărișor. Ne-am oprit aici la cafenea pe drum. Flo Cafe se numește. Ce mult se opresc. Și o rulotă din România. Vezi ce se... Asta, House on the Wheels. Și... Ducem că așa sunt tiropites, este cafea, sandwich-uri, da. Copilii foame. Da. Asta e la 35 de km de Thessaloniki. Dacă veniți spre Atena, e pe dreapta. Pe urmă, deja peste 200 km o să fie de mâncare, de este. Aici, pentru că sunt mulți fari copaci care au crescut, noi am ratat intrarea. Și am dat înapoi pe sens unic, adică la ieșire de aici, eu am dat înapoi mașina. Și tot anul trecut și poliția, dar nu ne-a spus nici, au văzut că suntem cu numere străini. De aici poliția e înțelegătoare, nu e ca la noi. Mămica, este și duș aici, te vezi? Shower. Așa o cafenea mare. Și super, fac gustos aici. Este cataifel, e foarte gustos. De asta vrei? De asta e cu pâine așa mai inflată. Nu vrei vreun sandwich ceva, e ca cu ou, cu carne mai gustos, nu? De asta? Bine, de asta. Să luăm și vreo cafea ceva. Eu am spanacopită. Spanacopită, m-am mai dorit de spanacopită. Și este ca așa tiropită, asta e cu brânză, asta cu patru brânzuri. Brânzuri. Cașcaval. De asta e cu cartofi, eu spun eu de asta. Patatopita se numește. Îi pot să fac sandwich, să-i facă ei cu crembușcă, nu vrea? Nu, cașcaval, pâine și calopuri. Și ce-mi ții foame? Acum așteaptă asta. Vrei așa, cărnițe, cașcaval, pâine, da? Așa vrei? Un tost. De curcan. Aha, bine. Curcan, cașcaval și tost. Ok. Tatuaj? Oh, no. Așa, am luat ce am spus, tost, patatopita și spanacopita și motion. Și n-am luat un frăducin. Mă duc acasă, mă duc acasă să fac și aș fac toate găinii. Faci tatuaj? Da, este cel mai lung tunel din toate care le trece. Total trece vreo, nu știu, vreo 10. Da, este cel mai mult, este munte mare. Mare muntele este.
Но на Молдова авиа сфака дром пести Монти. Mai ieftin, da. Deci, prin Munsk să fie drept drum. Ești dintr-un tunel și într-un alt. Ventilatoarele sus, pentru gaze, se scoat afară. Dacă stric mașina și te oprești, să mă din nădușii. Circulație. Și iar mare, tot mai mult și mai mult mare. Mare și munte. Mare și munte, da. Foarte frumos. Și noi cu tunelurile noastre. Asta deja e a 6-lea, 7-lea, 8-lea, nu se mai decare. Asta e lumina albă deja, da, Alex? Nu, galbă. Asta tot. Arena le măsoară în lungime. Avem 38 km până la Atena și aici se vede că a fost incendiu. Da. Vezi toți copaci ce au ars. Din munte. Da, da, iați. Tare mult. Toți au ars, tot au ars, toți copaci. Da. Eu cu mână pe cameră, că mult scriu că eu filmez la volan, eu cu mână pe cameră, dar mă uit la drum. Și cu o mână pe volan, eu pur și simplu dau camera așa. Băiat și pe urmă văd ce am filmat și tai. Dar au ars foarte mult acolo. Dacă dar în Grecia în fiecare an, în august, sunt multe incendii, da. Fix acești probleme, fiecare an. Sunt multe incendii și la noi. În diferite regiuni. La noi. La noi, da. Noi de-am mai vedeți și la noi. Iodia. Alex întreabă, multe vremi mai sunt până la Atena? Astea nu sunt vremi, da? Trece, taxi de drum, da. Hai tata, că nu merg obișnuit. Stai că mai nu m-am dus la... Că este acu galben, aici este electronic, cardă, dacă ai pe parpriz, deschide automat. Acolo unde e verde, arunci bani și aici cu oameni, adică pachiți. Dar mulți greșe, că acum trece, cum trece, că... И дор ау айча пи парбриж сус о карт ши пун бань пи ел ши кэн трек сканяз автомат ши скиди и комод дак фач друму иста зи ди зи сау дата саптамэна трэш дича и комод сай аша карт и кум трек вжж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 ж
Да, да. Ну-ка, мерзли. Чик, что трекут. Am ajuns în Atena. Yes, baby. Și vrem să mâncăm aici. Am găsit pe GPS-ul un gyro. Mâncăm pita, cărniță. Pentru că Goodies, asta un fel de McDonald's, dar mai gustos. Goodies-ul e mai gustos. O să mâncăm pe vapor. Pe vapor este și Goodies. Așa cum e ora 2 acum, vrem să mâncăm că vaporul la noi e la ora 6, dar restaurantul pe vapor se deschide la 7-8 undeva, așa că de sară. Și vrem să mâncăm și pe urmă să ne ducem să spălăm, că mașina tătă e de muști, de gâzi. Hai că e toată așa de gâzi, vedeți? Și asta strică vopseaua. Strică vopseaua dacă o leși mai mult de o zi, două, dar noi vrem deja să spălăm, să ne ducem pe rodul scurat. Reana, mâncăm? Cartofi? Hai să mâncăm. Reana s-a tatuat. Ce-a uitat? S-a tatuat. A, s-a tatuat, ia n-arată. E ca așa mânuța, stai, că nu văd și pe mine. Arată, așa, super. Și a doua? Mi-am oprit la o benzinărie și a spus că vrea la toaletă, dar nu a vrut la toaletă. A, a vrut să încleie. Ați înțeles, da. A, încet, atent. Atent, ia ca acolo, nu știu. Gyropitulis. Gyropitulis, numește. Salut. Papușele. Broscuț. Alec, tu în ce l-a jucării? Cum ți-a luat? Îmi spune ce am plecuțele. Aaa. Și vino. Bebe, bebe. Ia în casă, cu să fie vino. Așa? Au venit și cartofii. Totuși, ce este interesant, cartofi. Și așteptăm și pitele. Am luat pite, uitați?
E gustos ca Moldova. Da, sunt mari. Bine, dacă ești așa. Care ești la? Mă, tu și pic mari. Pui? Da, e pui. Pui carne tăietă. E giro. Ah, poftă mare, familie. Gustos? Am făcut și o stație la... La mașină. Spălătorie. La spălătorie. Și o spălăm pe din afară doar repede. Avem. Și ne ducem... Avem timp, dar acolo pe vapor, Rodosul, la noi insula pe care mergem, e ultima stație. El face vreo 3-4 stații. Noaptea tot face, noi dormim, dar el face stații. Chiar azi ne uităm. Nu vreo 5, poate, nu știu. Și... Adică noi ar fi bine mașina să o punem prima. Dacă o punem prima, nimeni nu ne deranjează până a ieși noi. Nu că ne deranjează, pur și simplu dacă o pui ultima, toate insulele care iese, trebuie să treacă până lângă mașină. Așa, 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 poți să o atingă, poți să... Scăscăței, greșe. Înmuiem. Înmuiem și acum și trebuie cu... Spumă. Cu șampoan, cu spumă să ne dăie. Oi, gata, Alex! Ori să cu șasi și la tine. Aha. Gata, ne îndreptăm spre port. Port. Și credeam că mai mult azi, da, mai mult lumea machiajă, credeam că azi fie. Amiază, amiază, să fie mai mult. Și lumea la amiază mai mult stau prin casă. Dorm. Dorm, da, magazinele închise. Farmaciile, nimic nu găsești la amiază. Doar supermarket am găsit. De la 1 până la 4, 5, da. Tot e închis. În afară de supermarket și magazinele astea, fast food, da, da, pizzerii astea, toate sunt deschise. Da. Dar haine, farmacii, închis. Iată și aglomerația. Da. Că vă pare. Ne putem și înainte, dar... Eu nu știu, vezi că se fac acolo drumurile, da. Și înducem să trecem prin limani. Prin port. Noi suntem în capul celălalt și... Ia mă, mergem așa. Da, da, cu și... Aici înapoi. Mama! Nu. Că nu, nu, dar noi tot cu blustar, nu mergem. Tot cu așa mare, dar nu acesta. Aici tirurile așteaptă să se îmbarcheze. Da, nu, vaporul acela. Asta pe Creta să duci. Mm-hmm. Este acela Festus Palace. Da, unde mergi la Creta? Nu știu. Elicatare au așa o tabliță. Aha. Și scrie unde pleacă. Mama, crab! Crab sunt. Ariana mă întreabă dacă sunt rechini în mare, în marea aceasta. Zic de toate, este și caracati, și pești, și scoici. Și crab. Noi după vaporul acela trebuie să fim undeva. Da, după clădirile este în mereu. Ia ca și vaporul nostru. Blue Star. Și să luăm bilete. Da. Mă pot fi. Ca ele sunt cumpărate, dar noi trebuie să le ridicăm. Da. Am luat biletele și ne-au pus aici o ofițuică. Da, Rodos. Unde plecăm. Toți poartă măști, tăticu. Tot personalul. Nu ai văzut acum? N-am observat. Domnul care ți-a cerut... Da, înseamnă că... Ziceau că din septembrie o să înceapă. Au spus că în locurile închise doar personalul o să poarte mască. Coborât la primul etap, minus 1, și acum ne-au spus la minus 2. Deci mergem pe Rodos, ultima stație. Să coborâm acolo. Da, acolo jos o să ne coborâm. Are, n-are frică, o spus că... Da, și minus 2. Acum și o să ne parcăm aici. Repartizeze. Prim.
Da. Pentru că sunt și ultimii, ne pun primii, cel mai în fond. Gata, ne-am cazat. Uite așa arată cabina noastră. Cea mai mică cabină de care am avut noi vreodată în vapor. Cea mai mică, da, important că sunt paturi. Lumea pe vapor cu eco-loc, ei dorm pe scaune, am dormit și noi așa, pe canapele, pe scaune. Și e foarte incomod, fără viceu, fără pat, fără copii, e foarte greu. Toată noaptea, lumină, lumea trece. Da, în cabină faci un duș, te-ai culcat și foarte liniște. Și liniște. Vreau să spunem că noi prea târziu ne-am hotărât când să plecăm și de asta am găsit așa cabină mai... Da, dacă mai înainte închideam, găseam și mai mari și cu geam, dar nu nimic, înapoi să venim cu geam. Aici e așa viciu, ne-am spălat și picioarele, am reușit. Așa, chiuvetă, oglindă, super. Îmi place, mereu e curat la ei. Important, da, e curat, e curat, ca și dai curat. Parcă suntem în Titanic. Așa? Aha. Înainte cu Titanic și de mare era atât. Da. Era mai mare ca acesta, da. Sau cu razieri. Și Titanicul nu avea... A, dar haidem pe aici. Sunt și aici scări. Ariana, pe aici. Ariana, pe aici. Sunt și aici scări. Să vedem pe unde coborăm pe aici. Așa. Și trebuie să fie recepție. Ca sunt 4 etaje de garaj. Și aici e 7 recepție. Deluxe cabin. Cabinet deluxe. A, dar aici aveți luxul mai jos. Nu mai sus. Pe Titanic cabinele deluxe erau mai sus. Și economii jos. Aici e invers. Probabil că să nu zgâlțe. Sus zgâlțe mai tare. Aici e ca... Sunt restaurantele, e ca Goodies. Acușa se deschide aici. O să ne pornim și o să ne ducem la Goodies. Și uite așa lumea ca cum stă, vedeți, îi dorm pe scaune, pe canapele și e foarte greu. E foarte incomod să dormi pe scaune. Noi la, acum la 6 ne pornim și pe la 9 dimineața să ajungem. Vă închipuiți să dormi așa pe scaune. Vreo 14 ore, toți deja intră, rezervează locuri. La toate scaunele sunt prize. Pentru laptop, pentru telefon, unica ce nu e internet. Pe mare, când ieșim în apă, internet nu e deloc. Dacă ne aflăm în mijlocul mării. Și asta e rău. Prize este, prize sunt peste tot. Aici deja e etajul sus unde lumea stă afară și fumează. Da, aici chiar stau la mesă și fumează cafea. Și aici ieșirea. Da, e o căldură aici. Foarte cald. A? Mic, da. Lumea aici stă că se pornească acoș. Vapor. Acoș se termină de încărcat. Eu am spus pe radio că se întârzie puțin. Au rămas cu cine cele să încarci tirurile astea și astea și plecăm. Și cred că vreo 15 minute. Încă vreo 15 minute, dar e foarte cald, deci 37 de grade. Vă-i cald? Vă-i cald? Nu știu, să ne ducem noi totuși înăuntru, pentru că e foarte cald aici. Partea stângă a vaporului, suntem că aici nu bate soarele. Ariana? Da, e umbră, e foarte cald, acolo sus e foarte cald. Acum și ne pornim și în mare merăcoare oricum. Deci un loc ușor așa pentru copii. Noi odată am stat, uite, ca cu locurile cele acolo și am dormit toată noaptea. Dar e gălăgie, lumină.
Ți-ai minte? Ți-ai minte când am dormit acolo? A fost foarte tragic. Și aici, aici sunt scaune eco-eco, cele mai economi, dar aici deja e, e de tip, de tip aero, aerobus. Așa, sunt mai confortabil și lumea deja doar. Deci un fel de restaurant, asta e fața vaporului și tot e ocupat peste tot aici. Gata, ne-am pornit, vezi? Plec. Mâine dimineață. Ura! Nu știi că ați dormit pe tine. Să știu. Ura! Ne ridicăm mai sus pentru voi. Să vedeți și aici. O, dar aici e fum și gălăgie. Vrei o minge de aici, dar o să-ți cade una random, nu știm ce o să-ți cade. Hai. Nu știu dacă o să fie pentru băieți. Rochești. Alex? Și asta. Ce, pentru băieți sau pentru fete? Mașini pentru băieți. A, posibil și păpuși. Vrei și tu, Alex, una? Hai. Hai, ieți și ține. Nu, Alex. Una, tu, nu, asta să rotească Alex, că aici depinde de noroc. Pune așa acolo. Da, da, da. Stai, stai, stai. Stai puțin, stai. Nu, nu da tot, e ca așa. Hai. Pune și rotește odată. Fix așa? Fix așa? Da, dar poate să fie altceva aici și altceva. Stați în internet? Noi nu suntem în joc. Nu, aici nu e internet. Nu prinde nici... Semnal mobil, nu numai internet. Am venit puțin în cabină, să mai stăm. Stăm așa vreo oră, ca și răcoare. Și pe urmă ducem să mâncăm. Cristina tot acolo stă. Cristina nu are nici jocuri în telefon, nici internet, nu prinde. Și se uită la, la știuri. Fac curățenie, poză. Poză. Se uită la, te uiți la videouri vechi, vezi? Așa n-aveți, te uiți. Fac curat, care trebuie eliminat, care trebuie uitat. Acum și ducem să mâncăm goodies. Au multă energie și... Nu pot sta înăuntru. Trebuie să-i bagi numai la culcare, la camera. Noi suntem... Nu suntem, mă. Hai că... Papa, pe aici? Roșu. Sunt și multe cabine. Observation. Garaj, 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 garaj. Cu 10 etaje. Mult garaj au, multe mașini, dar mult... Insurile au nevoie de multă încărcare, adică producție, marfa doar tot... Tot marfa pe vapoare, da, se duce frumos. Format un rând mare acolo. Eu doar am comandat numărul 103. Și
Nu mai știu comandat. Ce să privesc? Deja s-au noptat. Cât am stat în rând, s-au noptat, vezi? Aici era mare. Încolo se vede puțin. Se vede mare. Ah, da, ceva se vede. Vreau frumos să vedea aici. Mi-a mai plăcut să m-am masă aici. Poftă mare, Alex, deodată s-a apucat de mâncat. Am luat așa un green. Da. S-au greșit și nu ne-au dat, două aici, ne-au dat la pachet, dar noi am scos aici și mâncăm. Deci am luat așa claburi clasice, astea sunt foarte gustoase la ei. Este chickies mustardas, e un fel de sandwich cu bucăți așa de conughete, de pui. Poftă mare, Elena. Și un green cheeseburger. Este tot un fel de big tasty ca la Mac, dar nu știu, mai gustos este, mai tare îmi place. Aici carne mai gustoasă, altă carne și mai gustoasă. Și Alex un cheeseburger s-a luat și cătii de clapă. Ultima plimbărică. Acum ne ducem la Nani. Să așezăm mâncarea. Da. Și bate vântul, dar e mai cald ca înăuntru. Da, interiorul e foarte fric, condiționerile... mașinile, de acolo oamenii. Facem la 4 insule și gata să ajungem pe roșu. Deci recepția așa. S-au mai eliberat, vedeți, scaune libere. Mulți au venit aici și s-au coborât la prima stație pe Siro. Deci este și duty free. Copiii deja s-au culcat. Și mă duc și eu să mă culc ora 10 acuș. Și... Deamana să mai filmez unde ne oprim, pentru că o să dormim. Mă dimineața la 9:30 ajungem pe Rodos și ne ducem acasă. Să vedem, toți o să fie la muncă. Mama la muncă, mătușa tot, sora tot. Am ajuns pe Siro. Așa se parchează în șosea. Da, oleacă dârde așa. Te-ai dus aici în parcarea cu el. El învârte propriile în invers, că se parchează. Dacă să ne parcăm, apoi să ne trezăm la fiecare. Da, să ne trezăm. Noi acum și ne culcăm și ne trezăm mâine pe la 8. Facem în duș și suntem pe loc. Alex jos, așa, noi să ne culcăm jos. Pentru că avem doar două paturi. Eu o să mă culc cu capul acolo, Alex cu capul acolo. Și o să încăpem. Noapte bună! Noapte bună! Până mâine dimineață, da? Pa, pa! Pa, pa, Ariana!